copiii și tinerii au dreptul la viitor, au dreptul să fie informați și formați, mai ales în ceea ce privește aspectele esențiale ale vieților. Dragi prieteni, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul crucii, aici la Apolonia TV. Asistăm în aceste zile la o altă dezbatere care, într-un fel, a polarizat și societatea noastră: educația sexuală în școli, da sau nu, este cazul sau nu este cazul, care este poziția statului, care este poziția bisericii, care este poziția unor ONG-uri și așa mai departe. Cred că sunt aspecte pe care dumneavoastră le cunoașteți. Dorim în această emisiune să punctăm și noi câteva aspecte din această dezbatere, firul roșu fiind însă, în schimb, ceea ce noi suntem chemați să facem pentru binele copiilor, adolescenților și tinerilor noștri, ei să fie cu adevărat în centru și nu alte, să spunem, interese sau alte orientări. Discutăm cu această temă, discutăm cu Părintele Felician Tiba, directorul Oficiului pentru Pastoreația Familiei. Bun venit, revenit la emisiunea noastră! Bun găsit și mulțumesc pentru invitație! Oficiul pentru Pastorația Familiei din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Care este misiunea acestui oficiu? Care este misiunea ta? În esență, misiunea acestui oficiu e să se ocupe de familii. Și, ce frumos! Cum îmi place mie să spun, atunci când în dieceza de Iași mai există o familie în care nu există înțelegere, e vina mea ca și coordonatorul acestui oficiu, pentru că n-am reușit să fac totul bine. Dar mare dacă lucrurile sunt frumoase, e meritul meu. No, dincolo de glumă, misiunea acestui oficiu e una nobilă, pentru că, într-adevăr, are acest rol de a trasa, cum ai spus deja, informare și formare, de a informa familiile în ceea ce privește ceea ce au de făcut și de a le forma. Pentru că dacă nu avem familii bine formate, eu aș zice, nu avem nicio societate formată bine și nicio biserică formată bine. De aceea te-am invitat să discutăm despre tema care spuneam e în dezbatere în aceste zile în societatea noastră, educația sexuală, educația sexuală în școală, în familie, unii pledează pentru familie, alții pentru școală, e o întreagă dezbatere care a fost declanșată, să spunem, cu promulgarea de către președinte a legii 45 din 3 aprilie 2020, care, așa, aceasta este o completare a legii 272 din 2004, referitoare la protecția și promovarea drepturilor copilului, și apoi a venit și un amendament votat în Camera Deputaților în care se preferă exprimarea educație sanitară care să poată să aibă loc în școală cu acordul scris al părinților. Cred că sunt lucruri care tot fel sunt cunoscute de majoritatea telespectatorilor. Care este poziția Bisericii Catolice în întreaga această dezbatere? Dar e vorba mai ales de litera I din această lege, în legea 45 promulgată de președintele României, așa cum știm, în aprilie anul acesta, care literă subliniază foarte, aș zice, subtil motivația pentru care s-a introdus acest tip de educație sexuală, și anume ca tinerele să nu mai rămână însărcinate și în același timp tinerii să se ferească de bolile venerice, de boli în general. Cumva o motivație subtilă, nobilă, frumoasă, dar e doar, aș spune, cred că s-au dus prea departe. În aceste, au pus mâna la frunte așa și s-au uitat foarte departe, ignorând ceea ce e de făcut imediat. Și tocmai aici puneai întrebarea care e rolul bisericii sau cum vede biserica această problemă. Biserica vine mult mai aproape și o vede mult mai aproape, de mai aproape, și se preocupă, zicem, atât nu de efecte, adică nu ne așteptăm, hai să vedem consecințele, ci mai degrabă biserica lucrează la bază. Haideți să prevenim. De ce să-i punem noi pe copii în această postură de a fi apoi cumva constrânși să meargă la aceste ore, sau hai să mergem mult mai aproape, și anume la părinți. Și biserica aici mizează foarte mult pe rolul părinților, că înainte să ajungă un copil la școală, mai întâi ajunge în familie. Aș spune, Dumnezeu, atunci când decide să trimită un copil, îl trimite într-o familie. Nu e întâmplător, pentru că familia este prima școală. Și când spun școală,
spun din toate punctele de vedere școală. Nu doar așa cum înțelegem noi școala. Școala astăzi e aceea care îți dă o informație. Că nu știu dacă te formează, ci te informează mai degrabă. Rămânând ca familia să fie cea care să te formeze. Și, bun, copiii știu foarte multe lucruri și la acest capitol cred că sunt copiii care dau lecții adulților astăzi. La nivel de informație. Exact. Sau nu chiar, pentru că sunt și în alte situații în care poate informațiile de bază nu ajung la unii, la unii dintre ei. Și atunci, care este delimitarea aceasta între rolul familiei și rolul școlii? Pentru că, evident, are și școala un rol în privința aceasta. Cred că este o delimitare destul de greu de stabilit, dar haideți să punctăm ce misiune are familia, ce misiune are școala. Nu, lucrurile trebuie să fie foarte clare. Încercăm. Am spus, misiunea familiei este aceea de a forma copilul, de a-l educa, cum spunem, educație. Educație înseamnă nu neapărat a primi un bagaj de cunoștințe, a auzi ceva, ci înseamnă a vedea ceva. Ori în familie, în momentul în care părinții spun copilului, tu trebuie să te comporți așa, tu trebuie să faci așa, el trebuie să și vadă acest lucru la părinți. În schimb, școala ce face? Școala informează. Școala vine, profesorul scrie pe tablă niște noțiuni, scrie 2 plus 2 egal cu 4, îl informează pe copil. Și aș spune, totul se oprește acolo. La copilul vede ce e scris pe tablă, își notează pe caiet, reține și cam atât. Dar nu merge mai departe copilul, elevii în general, nu știu cât se opresc ei, la faptul că profesorul lor fumează sau nu fumează, bea sau bea. Nu ar trebui să fie așa. Dar intrăm în părintele, pe tatăl sau pe mama, îl interesează dacă îl vede fumând în timp ce tatăl îi spune copilului nu e bine să fumezi. Dacă copilului îi spui, uite, trebuie să saluți, să vorbești frumos, să spui bună ziua lui doamna, lui domnul, și tatăl sau mama nu salută sau poate nu se salută între ei, că sunt supărați, acest lucru îl va remarca copilul. Deci, ca să sintetizez, familia formează, școala informează. Copilul la părinți așteaptă să și vadă, nu doar să audă. În timp ce la școală așteaptă să audă mai mult niște noțiuni. Nu ne ascundem după deget. În multe familii se întâmplă lucrul acesta. Nu avem statistici, nu putem să facem o statistică. Acești copii respiră climatul de iubire, de respect, al valorilor și așa mai departe. Sunt multe familii în care copiii aproape că nici nu au cu cine să vorbească. Nu mai spunem ca să vorbească fetița cu mama despre schimbări care loc în viața ei sau băiețelul cu tatăl. Și atunci, în zilele acestea, bineînțeles, am ascultat multe emisiuni la radio, am văzut această dezbatere, emisiuni la televiziune, articole în presă. Se insistă și asupra faptului că nu toți părinții au capacitatea, competența, ca să folosesc aceste expresii. Sunt mai stângaci, poate chiar le e rușine să vorbească. Am auzit un părinte care spunea și mi se părea că era destul de pregătit. Mi-e greu să vorbesc cu ai mei copii, aș prefera să-i spună altcineva. Cum ne poziționăm în fața astfel de situații? Exact aici este problema, pentru că statul a sesizat această dificultate a familiilor noastre și, zicem, și-a arogat un drept și a ajuns să și-l aroge printr-o lege. Eu aș vedea lucrurile puțin, cum am spus, ușor invers. Eu cred că menirea statului este să meargă la bază și să încurajeze aceste familii. Că eu mă întreb deseori și întâlnesc, cum ai spus, aceste cazuri, întâlnesc această dificultate la părinți de a vorbi, de a comunica cu copiii lor și mai ales în ceea ce privește aceste probleme care sunt mai delicate. Evident. Și mă întreb, oare de ce? Oare nu cumva acest lucru ni se trage de undeva dinapoi? Nu cumva părinții noștri au o lipsă în acest sens de educație? Oare nu cumva la rândul lor n-au beneficiat de la părinții lor? Și aici eu aș vedea și rolul nostru al bisericii, nu, de a interveni și de a ajuta aceste familii să înțeleagă că, de fapt, dacă vreți, stăm fișa postului lor. E misiunea lor, ei, ca părinți, să stea de vorbă cu copiii lor în acest sens. Pentru că, sigur, statul o face, dar statul mereu va pune o condiție
care e mai degrabă una utilitară, în sensul că aveți grijă ca nu cumva să vă îmbolnăviți. Aveți grijă ca nu cumva să rămână fata însărcinată după și apoi ci tot, toate consecințele. Dar, hai să zicem așa, de sufletul acelor copii, de suferința interioară a acelor copii, pentru că în momentul în care noi zilele acestea, chiar am auzit acest lucru, noi suntem pe locul întâi la mamele minore. Și cumva s-a dat apă la moară celor care susțin această lege. Uitați, vedeți, e important să o avem și bine că statul a fost inspirat să o dea. Dar haideți să mergem mai în spate și să vedem de ce acești copii, aceste fete minore ajung să rămână însărcinate. Oare nu cumva aici este rolul de subliniat, importanța și rolul familiei? Acea mama acelei fetițe care rămâne însărcinată, oare cum privește această realitate? Și eu cred că noi ca biserică, noi ca familii, avem de lucrat aici, la capacitatea părinților de a înțelege care e misiunea lor. Și că nu trebuie să permită statului să se bage într-o problemă care este a lor. Eu am zis-o și chiar am râs în momentul în care am văzut această lege. De exemplu... Nu că ar fi ceva de răzdă. Nu. Noi am ajuns ceva de genul la acest nivel. Noi, în această dezbatere, de fapt, ce facem? Ne gândim unui copil, cum e mai bine să-i dai unui copil nou născut, cum e mai bine să-i dai supă, să-i dai cu lingura sau, sau să-i dai cu paiu. Deci, el trebuie nu poate să înghită, îi dăm cu paiu. Și cam asta face statul. Cum facem? Îi dăm cu lingura sau îi dăm cu paiu? Problema este că acel copil trebuie să bea lapte, nici cu lingura, nici cu paiu. De asta spun, noi ne gândim cum să facem să nu rămână însărcinate aceste fete, cum să facem ca să nu se ia diferite boli. Dar hai să mergem mult mai în spate și să vedem cum să facem ca acești tineri, acești minori să nu ajungă acolo. Bun, facem acest parcurs, dar aș porni de la un alt aspect. Iarăși am urmărit în mass media, dar știm că există această percepție că biserica, biserica catolică, biserica ortodoxă, alte confesiuni, biserica, mai această mentalitate, biserica vede ca totul fiind păcat în ceea ce privește sexualitatea, sexul, totul este rușinos, sunt multe taburi, nu trebuie vorbit. E adevărat sau nu e adevărat? N-aș vrea să mergem chiar, dacă e cazul, și la Sfânta Scriptură. Hai să vedem, în concepția bisericii, deci într-o mentalitate profund creștină, care este valoarea sexualității? De unde pornim? Pot să fiu ușor categoric și să spun că cei care cred că totul e păcat nu merg la biserică și cataloghează totul ca fiind păcat, dar ei nu cunosc învățătura bisericii. Și nu e întâmplător, eu am adus cu mine și o carte, se cheamă Iubirea umană în planul lui Dumnezeu, dar acesta este un set de cateheze în care Sfântul Ioan Paul al II-lea, în primii săi 5 ani de pontificat, a vorbit în fiecare miercuri despre aceste probleme în piața Sfântului Petru, despre persoană, despre viață, despre sexualitate, despre familie, despre copii, o grămadă de lucruri reale. Și atunci când, cum spuneai, că unii consideră păcat, nu. Trebuie să fim foarte realiști. Să facem diferența între ce este păcat și ce este normalitate. Și dacă e să facem această diferență, spre exemplu, între sex și sexualitate. În general, noi, când vorbim de sex, spunem sexul unui copil, e băiat sau fată. Dacă facem un pas în plus și spunem cineva face sex, e un act sexual. Dar biserica preferă, în loc de sex, preferă sexualitate. Și când vorbim de sexualitate, sexualitatea este un dar. E un dar divin pe care Dumnezeu l-a dat omului și este un dar care, poate sunt prea categoric, dar care caracterizează viața noastră 99,99%. Pentru că eu sunt ceea ce sunt pentru că sunt bărbat, să zicem. Cineva e ceea ce este pentru că este femeie. Și asta caracterizează viața noastră în totalitatea ei. Dar asta se datorează sexualității, care e un dar, cum am spus.
Și tocmai acest dar mă face pe mine să mă întreb cu privire la mine cine sunt, care e scopul vieții mele, privindu-mă, examinându-mă, dacă vreți, și ajung, de ce nu să-L descoper pe Dumnezeu care m-a creat așa? Și în momentul în care mă relaționez cu Dumnezeu care e creatorul meu și citind în acest trup, pentru că noi avem un trup care, trup, e caracterizat, cum am spus, de sexualitate. Suntem bărbați, suntem femei. E, acest trup are să-mi transmită ceva, un mesaj. Și mesajul lui e tocmai acesta. Eu sunt creat de un Dumnezeu iubire, creat din iubire și, culmea, pentru iubire. Dar cine îmi spune că sunt creat pentru iubire? Faptul că sunt bărbat, că sunt femeie. Și ca bărbat eu simt această atracție către o femeie, care e o atracție firească, normală. Și tocmai asta mă face să-l descoper pe celălalt așa cum mă descoper pe mine. Eu mă descoper pe mine și spun: Doamne, cât de înțelept ai fost când m-ai creat. Ești extraordinar. La fel trebuie să rămân perplex și când îl descoper pe celălalt. Și de aceea spun, noi am dus discursul prea departe și l-am oprit la utilități, la să nu rămână însărcinată, să nu... Dar de ce ajungem până acolo, zicem așa, la o vârstă a care nu e specifică acelei persoane? Nu, eu, actul sexual sau conjugal, eu îl despart mereu, act sexual înainte de căsătorie, conjugal în cadrul căsătoriei. De ce ajungem să avem astfel de cazuri? Înseamnă că avem de lucrat foarte mult cu noi înșine. Părinții acestor copii trebuie să se descopere mai întâi pe ei înșiși și apoi să-i ajute pe acești copii să se descopere pe ei înșiși. Nu întâmplător, Sfântul Ioan Paul al II-lea folosește expresia teologia trupului. Teologia trupului e un întreg univers în privința aceasta. Asta ca să eliminăm această prejudecată că pentru biserică, pentru preoți, pentru totul este ură, totul este păcat, totul este rușinos, totul nu este chiar adevărat. Da, te rog. Chiar aș vrea să intervin și să spun, legat, spre exemplu, de actul conjugal, dar și de partea noastră, de partea sexuală din noi. Noi așa am fost crescuți. Nu? Așa ne-au spus părinții noștri, nu e voie să vorbești, nu spune asta, nu e voie. Și am fost crescuți așa, nu e voie. Dar nimeni nu ne-a ajutat să înțelegem partea frumoasă a acestui lucru. De ce ne-a făcut Dumnezeu așa? Pentru că dacă e urât și e păcat, cum poate Dumnezeu să facă ceva urât? Exact. Nu e urât. Actul conjugal în sine nu e urât, e atât de sublim, e atât de frumos, încât nu știu dacă se merită să scoți o comoară atât de frumoasă și să o pui așa, să o dai pe piață. Nu? Asta apropo, spre exemplu, de pornografie. Nu? E ca și cum te uiți la soare, te orbește, dar e atât de frumos. Exact la fel, e și cu... Scuteai în evidență aceste aspecte, e clar, sexualitatea, afectivitatea sunt componente integrante ale persoanei umane, așa ne-a dorit Dumnezeu, sunt darul lui Dumnezeu. Oare atunci e mai potrivit să vorbim despre o educație, nu e chestiune doar de nuanță, o educație a afectivității și o educație a sexualității? Absolut. E obligatoriu. Și tocmai această educație, că aici era preocuparea. Bun, statul a dat această lege. Întrebarea, cine va preda aceste ore? Ce abilități va avea? Ce conținut va avea această programă? E o mare întrebare și o mare problemă. Și Conferința Episcopală Română, în acest document dat la sfârșitul lunii aprilie, subliniază acest aspect. E important ca părinții să-și reintre în rol și să conștientizeze că e misiunea lor să facă acest lucru. Și tocmai aici ar trebui noi, cu orice posibilitate pe care o avem la dispoziție, să punctăm acest lucru și să batem acolo părinții, să redescopere rolul lor. Ei sunt primii educatori. Dacă ei nu o fac, nimeni nu o face, să știți. Și nimeni nu o face mai bine decât părinții. Îmi vine imaginea, rugăciunea învățată pe genunchii mamei sau primele discuții despre acest întreg univers al unui băiat cu tatăl sau unei fetițe cu mama, cred că sunt esențiale. Nu cred că pot fi înlocuite. Când vorbim de rugăciune, vorbim de Dumnezeu, vorbim de o taină.
Nu? E o taină. Eu la fel aș spune, și sexualitatea din noi e o taină. E o taină care se descoperă cu fiecare etapă a vieții. Că și despre Dumnezeu, mai întâi părinții îi spun copilului că e un bătrân cu barbă, cum e bunicul, și cum bunicul îți dă zahăr și Dumnezeu e bun și e... ciocolată, ciocolată. Până când, sau ciocolată, până când ajunge copilul să înțeleagă Sfânta Treime, așa, că reușește el și o persoană, pentru că nu tot studiază teologie. Dar la fel este și cu atunci când vorbim de sexualitate. Fiecare etapă a vieții are specificul ei. Și aici este teama. Copil de la grupa 0 să-i dai niște noțiuni care poate sunt specifice unui adolescent sau unui tânăr. Oare nu îl dezorientăm pe acel copil? Aici este temerea noastră. S-ar putea să le livrăm niște date pe care acei copii, datorită vârstei lor, capacității lor mentale, nu sunt pregătiți să și le asume. Și apoi avem această curiozitate, nu, când ai auzit ceva, să și vezi ce, cum. Și s-ar putea să avem niște drame. Eu mă gândesc și un alt aspect, să spunem, vorbim de școala primară sau gimnazială, poate chiar și la liceu, să discuți în aceeași termeni cu 15, 20, 25, 30, încă mai sunt 30 într-o clasă, în care fiecare persoană, fiecare copil adolescent e un univers aparte, are un ritm de viață. Cred că este mai complicat, în schimb, e necesară această atenție de la persoană la persoană, care poate fi garantată în familie. Spre exemplu, eu încă mi-amintesc diriginta mea din clasele 5-8, în clasa 6-a, când ne vorbea despre aceste schimbări care au loc, nu, în organism, la băieți, la fete, așa cum cu categoriile ei de atunci. Îi dădea pe băieți afară, vorbea cu fetele, îi le dădea pe fete, vorbea cu băieții, nu prea avea ce să vorbească cu noi, dar era acest exercițiu ca să nu se supere, nu, fetele și apoi noi. Dar cum, în cuvinte foarte simple, acest om, această dirigintă, a reușit să ne spună lucruri pe care eu nu le-am uitat de atunci. Și o felicit. Numai departe, când am intrat în seminar, pentru că preoția noastră e una celibatară, nu cu un oarecare specific. Mulți sunt care nu știu că preotul catolic nu se căsătorește. Și de aici poate și dificultatea, nu, de a accepta un mesaj pe care îl transmitem noi. Ce știe el dacă nu-i căsătorit? Dacă nu-i căsătorit, nu? Și mi-amintesc actualul episcop Iosif, care era spiritualul nostru la seminarul mic, cum la meditațiile de dimineață ne spunea anumite lucruri direct, fără nicio jenă, și astăzi sunt adevărate valori pe care eu mi le-am asumat atunci și le propun mai departe. Vorbim despre valori, pomeneai despre valori. De ce aspectul sexualității, pomeneai puțin mai înainte, aspectul sexualității nu poate fi separat de iubire? În toate aceste dezbateri nu prea am auzit de iubire, despre respect, despre prețuire. Sunt lucruri pe care toți copiii, adolescenții le caută. De ce sexualitatea nu poate fi separată de valoarea, de aspectul, de minunăția iubirii? Asta face statul în momentul în care vine colege. Desparte sexualitatea de iubire. Aici trebuie să intervină părinții și să o reapropie. Aici e misiunea noastră. De ce e obligatoriu să nu o scoatem în afara iubirii? Este exact ceea ce am spus. Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu s-a pus în noi, dar Dumnezeu este iubire, ne spune Apostolul Ioan în prima lui scrisoare. Și în momentul în care eu mă descoper ca o ființă iubită, pentru că vin prin doi părinți și înclin să cred că am fost concepuți în urma unui act conjugal făcut din iubire. Deci însăși existența noastră este din iubire. Și spuneam, suntem trimiși în lume ca să iubim. Și ar spune, noi aici cred că avem o problemă. Nu reușim să înțelegem bine, de fapt, ce înseamnă să iubești. Și aici avem definiția și biblică, dar definiția Sfântului Toma. Să iubești înseamnă să vrei binele persoanei pe care o iubești. Și în momentul în care, iar ne întoarcem la lege, într-un act sexual, celălalt a căpătat o boală, eu i-am făcut un mare rău, nu e iubire. În momentul în care, în urma unui act sexual, o fată minoră rămâne însărcinată, e în afara familiei, nu are nici vârsta, nu are, eu i-am făcut un mare rău. Asta nu se cheamă iubire.
Și atunci, e clar, rămânem numai într-o sexualitate din aceasta de tipul folosește și aruncă. Dar nu e specific demnității umane. Pentru că specific demnității umane este să conștientizez eu cine sunt, că sunt o ființă iubită, prețuită în ochii lui Dumnezeu, apoi prin părinții mei, de părinții mei, de cei din jur, și la fel trebuie să mă comport și eu cu ceilalți. Pentru că nu e rău. Mai sunt tineri care întreabă, părinte, dar e rău să fiu îndrăgostit? E rău să am o prietenă sau o fată? E rău să am un prieten? E rău să mă sărut cu prietena mea? Nu e rău. În momentul în care, acesta este barometru, cum îmi dau seama că ceva e bun sau e rău? În momentul în care eu te ajut să crești, sau în momentul în care între mine și tine intervine un păcat, un rău, acela e un rău. Înseamnă că nu e făcut cu iubire și din iubire. Bine, apoi vine întrebarea ce înseamnă să iubești, dacă este iubire adevărată, dar până să ajungem acolo, că vorbeam despre iubire, îți propun să vedem un îndemn la rugăciune al Papei Francesc și vouă, dragi prieteni, un îndemn la rugăciune astfel încât toți copiii să fie iubiți, să fie respectați și să li se garanteze un viitor. Vă îndemn să vedem împreună aceste imagini și să ascultăm aceste cuvinte ale Sfântului Părinte. Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. En cada uno de ellos es Cristo que vino a nuestro mundo como un niño indefenso. Es Cristo que nos está mirando en cada uno de esos niños. Recemos para que todos los países decidan tomar medidas necesarias para hacer que el futuro de los niños sea una prioridad, especialmente el futuro de los niños que hoy están sufriendo. Am revenit în platou, discutăm în această emisiune despre educație, am numit-o noi a afectivității, a sexualității cu Părintele Felician Tib. Am văzut acest îndemn al Sfântului Părinte în care ne cheamă să ne rugăm pentru binele copiilor, dar să și ca adulți să contribuim la binele lor. Vorbeam înainte de întrebări într-un fel care vin în viața adolescenților, a tinerilor, la un moment dat în viața fiecărei persoane, de a căuta iubirea, dar până la urmă, la un moment dat ne întrebăm în viață, cum îmi dau seama că celălalt sau cealaltă mă iubește și că eu iubesc cu adevărat? E grea întrebare. Nu, foarte ușoară și răspunsul e foarte scurt. Îmi dau seama că îl iubesc pe celălalt sau că mă iubește când celălalt crește. Avea Sfântul Ioan Paul al II-lea o expresie pe care o folosea foarte des în aceste cateheze, teologia trupului, el spunea așa, eu trebuie să urmăresc ca celălalt să fie și mai, di più în italiană, și mai. Și, spre exemplu, concretizăm, doi tineri sunt în clasa 12-a, se pregătesc de bacalaureat și la un moment dat, vă spun din experiență, pentru că m-au întrebat, tânăra avea un dubiu să accepte prietenia unui băiat sau nu. Și eu i-am zis, e obligatoriu să o accepți. Și a rămas așa. Cum așa? Da, pentru că tu acceptând această prietenie, în acest cadru, tu trebuie să-i dovedești că ești capabilă să iei bacalaureatul cu 10. Și a s-a uitat lung. N-a fost o instrumentalizare? Nu. Asta înseamnă să iubești cu adevărat. Celălalt să țină la tine, tu să simți că celălalt ține în așa fel încât tu să faci de dragul lui să-i demonstrezi că ești, că ești 10 la bacalaureat. În cazul acesta mă gândesc la doi prieteni, doi logodnici, nu? Băiatul să-i dovedească că nu se enervează, că nu înjură, că nu vorbește urât, ci că își poate păstra calmul în orice împrejurare. Dar nu este o condiționare? Aici duce iubirea. Pentru că el Nu trebuie să fie fals. Dacă la început e fals, trebuie să conștientizeze și să facă un efort să fie așa cum spune. Pentru că apoi ne lovim de altceva. În viața de familie apar anumite probleme și când ne întreb, dar
nu l-ați văzut? Nu, nu era așa. Înseamnă că a fost o persoană falsă. Nu. Iubirea trebuie să-l ajute pe celălalt să crească. Și înțeleasă din acest punct de vedere, gândiți-vă ce ar însemna dacă noi, oamenii, am înțelege cu adevărat iubirea lui Dumnezeu, care apoi iubire se revarsă și devine iubire între noi, oamenii. Omenirea ar arăta altfel. Dar mai avem de lucrat. Da. Refacem parcursul, am discutat despre multe aspecte atât de profunde. Atunci, vorbind despre binele copiilor, despre binele adolescenților, tinerilor noștri, vorbind despre obligativitatea să le asigurăm un cadru de educație, mai ales în privința aspectelor importante, esențiale ale vieții, cum este și afectivitatea, sexualitatea, e clar că adulții, instituțiile au misiune în privința aceasta. Dar nu se mărginește totul la prevenirea sarcinilor nedorite și la prevenirea bolilor cu transmitere sexuală. Asta am încercat să spun. E ceva mult mai mult, e ceva mult mai profund. Deci, nu neapărat să facem o sinteză. Ce aspecte ar fi de luat în considerare pentru o sănătoasă, potrivită educație a afectivității și a sexualității copiilor? Vedeți, statul, da, ne limitează aici, la aceste două aspecte, prin această lege. Dar de asta am spus, rolul familiei e mult mai important și mult mai larg. Acel copil trebuie să ajungă el să conștientizeze că nu trebuie să ajungă acolo. Cum trebuie să conștientizeze? Da, ajutat de părinți. Și aici e importantă relația dintre copil și părinte, copil și părinți. Cum se relaționează acel copil cu părinții lui? Iarăși mă întorc și spun, în societatea noastră, poate unii se vor supăra, dar trebuie să o spunem, în general, educația încă mai e bazată pe frică. Noi avem această tară cumva comunistă, nu? Am fost obișnuiți, tu trebuie să faci. Dar de ce? Nu există explicația. Tu trebuie. Și nu, ni s-a indus această frică. Dar ce face frica? Frica dresează, dar nu educă. Un copil, în ghilimele, educat prin violență, va fi dresat, dar nu educat. Pentru că acel copil, ce face? Se închide în el și își așteaptă momentul. Și va replica. Când îi vine și lui rândul? Când intră în viața de familie, la rândul lui? Și ne plângem că avem atâtea probleme în viața de familie, în familiile noastre. Dacă e să analizăm aceste probleme și să mergem în spate, vom găsi aceste repercursiuni ale acestui tip de educație. Bun, ce avem de făcut? Noi, ca biserică, avem la dispoziție această comoară care e cuvântul lui Dumnezeu și care cuvânt al lui Dumnezeu, sub nicio formă, n-am auzit pe vreun preot să spună părinților, mergeți și nu știu ce faceți, bateți-vă copiii sau avortați-vă copiii sau... Nu, în general, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la iubire, să facem bine. Ei, ajutați de acest cuvânt al lui Dumnezeu, de propunerile bisericii, de propunerile, de ce nu, pozitive, frumoase ale societății, pentru că nu numai biserica educ, și familia, spuneam, dar și societatea în felul ei, școala, nu? Medicina are și ea rolul ei. Acești părinți ajutați din acest punct de vedere să înțeleagă bine care este rolul lor și să ajute pe acești copii nu să fie dresați, ci, spre exemplu, atunci când vorbim de educație, un copil nu trebuie să greșească din iubire, nu de frică. Deci, ceva de genul, eu conștientizez că te fac părinții mei pentru mine, pornind de la serviciu, la hainele pe care le am, mâncarea pe care o am pe masă, conștientizez acest bine și eu încerc să le răspund cu același bine pe care ei îl fac pentru mine. Dar nu că nu fac acest lucru pentru că mă tem, că dacă mă bate tata, mă bate mama. Asta nu e educație. Și atunci copiii se închid. Trebuie să ajungem la această, în ghilimele, perfecțiune, ca acești copii să aibă grijă, să fie atenți, să fie ascultători, să fie buni, într-un cuvânt, pentru că au văzut la părinții lor că sunt buni și nu că se tem de părinții lor. Îmi dau seama, părinții care ne urmăresc, cred că citim în mintea lor și spun, da, ușor de zis, greu de făcut, cât de greu este și cred că suntem conștienți de lucrul acesta. Și atunci am putea vorbi în comunitățile noastre sau ca o slujire a bisericii adresată părinților, familiilor, de o școală a părinților? Știți de nu ce? Nu numai copiii la școală și... Da. Școala părinților? Știți de ce le vine greu părinților?
să educe copiii, pentru că la rândul lor ei au prins acest tip de educație bazat pe frică. Și eu observ acest lucru. Există în subconștientul părinților de multe ori acest comportament. Cum s-au purtat cu ei părinților, la fel se poartă ei copiii. Și când le spui, hai încercați să schimbați acest mod, este foarte greu. O școală a părinților, eu aș spune, biserica o face. Nu, pentru că ce este altceva, acea predică pe care o fac preoți în fiecare duminică, poate unii zilnic la Sfânta Liturghie, ce e altceva dacă nu? Acea formare pe care părinți, tu o faci din parohie. Continuă, da. Și apoi în cadrul oficiului pentru pastorația familiei avem tot felul de întâlniri pe diferite teme, cu diferiți specialiști. Discutați această temă de multe ori, educației sexuale. De multe ori. Și observ, de exemplu, o reticență, nu mai ales la părinții așa mai în vârstă. Sunt reticenți, uneori se și scandalizează, cum adică un preot să spună așa ceva, sau, dar sunt lucruri elementare și, aș spune eu, obligatoriu de cunoscut. Firește. Pentru că altfel, ce facem? Continuăm să repetăm greșelile pe care le-au făcut înaintașii noștri și să avem legi de tipul acesta, care, în loc să sublinieze frumusețea, ceea ce înseamnă sexualitatea în noi și cum acest dar ne ajută să ne deschidem spre ceilalți, să-i apreciem pentru ceea ce sunt, noi ne închidem pentru că ne temem să nu luăm boli, să nu rămână minorele însărcinate, dar reducem foarte mult acest dar. E o prerogativă a statului, este o responsabilitate a statului fără îndoială, dar ceea ce încercăm noi să spunem că nu este suficient, cheia succesului, permitim această expresie, este în altă parte, în a ajunge la inima, la sufletul copilor, și totuși sunt fundamentate, în sensul că revenim multe mame minore, multe întreruperi de sarcină, multe abuzuri emoționale și sexuale în familii. Noi toți ce putem să facem mai mult în privința aceasta? Poate chiar și personal, ca să nu spunem ce trebuie să facă biserica, ce trebuie să facă statul. Se pare că instituțiile fac, dar fiecare dintre noi, când ne găsim în fața unor situații, ce am putea face mai mult? E simplu, fiecare trebuie să facă partea lui. Și apoi, iarăși, noi trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim de ce trebuie să facem. Fiecare are o scară a responsabilității. Spre exemplu, eu nu pot să fiu responsabil de tot ceea ce se întâmplă în lume, nu? Evident. Sau de ce se întâmplă în acest moment într-o altă localitate. Nu știu. Dar prin misiunea mea, prin vocația mea, sunt responsabil de ceea ce mi-a fost încredințat. Și aici mă gândesc. În cazul soților, soții sunt responsabili unul de celălalt și împreună de copii. Când cresc copiii, sunt responsabili de părinți. Dacă acel soț, acea soție are un loc de muncă, e medic, e învățător, atunci e responsabil de elevii încredințați, de pacienții încredințați și așa mai departe. Noi suntem preoți. Noi suntem responsabili de comunitatea încredințată nouă, în măsura în care depinde de noi. Dar atunci când fiecare, spuneam, face partea lui și o face bine, cu responsabilitate, cu profesionalism, atunci nu o să avem roade. Vedeți că și Evanghelia ne ajută în acest sens, nu? Cu sămânța aruncată în ogor. Nu toată dă rod 100%. Care 30, care 60, care 100%. Dar nu toată 100%. Și noi nu trebuie să avem pretenția că rezolvăm toate problemele. Dar atunci când eu fac partea mea și în conștiința mea o fac, încerc să o fac bine, sunt convins că și roadele nu vor înceta să apară, chiar dacă nu 100%, dar ceva va fi. Și aici, dacă fiecare ne unim în zilele noastre, biserica, școala, cum am spus, lumea medicală, părinții, eu cred că am evitat foarte mult din consecințele acestei legi, temerile acestei legi, nu? Bolile și sarcinile nedorite. Dacă te-ai întâlnit, fără te întâlnești cu adolescenți și cu tineri, tu ai studiat la Institutul Ioan Paul al II-lea pentru căsătorie și familie din cadrul Universității Pontificare din Lateran la Roma, studii teologice, studii fundamentate, viața ne pune în fața multor situații. Întâlnești un adolescent sau un tânăr care spune care sunt valorile fundamentale pentru o viață fericită
în căsătorie, să spunem, care să țină toate aceste aspecte, aspectul al sexualității, al afectivității, dar care urmărite să garanteze, exagerez un pic, să garanteze fericirea. Deci, dincolo de consecințe, valori, aspecte la care ar trebui să îndreptăm privirea copiilor noștri și al adolescenților și al tinerilor. Fără a face o listă. Da, dar... Când vorbim de valori, eu le-aș sintetiza la una singură, la iubire. Și eu am zis, dacă noi avem clar acest aspect legat de iubire, toate lucrurile sunt clare în jur. De ce? Pentru că în momentul în care am înțeles, și e esențial să înțeleg acest lucru, că sunt creat din iubire. Nu am plătit să exist. Nici măcar pe părinții mei să mă nască sau să mă hrănească, să mă îmbrace. Ci toate acestea au fost făcute din iubire față de mine. Dacă eu am primit educație, o educație bazată pe iubire, voi înțelege că la rândul meu, tot ceea ce fac trebuie să aibă la bază virtutea iubirii. Și dacă înțeleg acest lucru, voi fi și corect cu ceilalți, voi fi cinstit, voi înțelege că celălalt poate să greșească și atunci, inevitabil, va trebui să-l iert, pentru că și Dumnezeu iartă. Și tot ceea ce decurge de aici, o să am toate virtuțile. De altfel, nu mă ascund, de exemplu, după un curs pentru logodnici, la finalul cursului, îi reîntâlnesc pe participanți și le spun, cumva, e un cadru foarte emoționant, așa, le spun, uitați, voi nu știți ce înseamnă mâine al vieții voastre de familie. Nu știm, nu avem de unde să știm. Clar. Nu știm, poate că o să fie un accident de mașină și soțul sau soția va rămâne paralizată pentru toată viața. Poate vi se va naște un copil cu probleme de sănătate. E, ce facem? Sau poate unul dintre voi înșală merge în altă parte. Ce facem? Ei bine, tocmai pentru aceste momente Dumnezeu v-a chemat să fiți împreună. Deci acel și la bine și la greu, eu îl traduc mereu prin și mai ales la greu, ei, tocmai pentru aceste momente, aici ai nevoie de o iubire adevărată. Pentru că unul, o persoană care înțelege cu adevărat iubirea, va ști că celălalt e greșitor. Și o să înțeleagă acest lucru, că poate să greșească. Va ști că celălalt s-a îmbolnăvit, nu depinde de el, dar e chemat să-i stea alături. Și ce dar e când ai o persoană care îți stă alături în suferință. Extraordinar. Dar toate vin de aici, din iubire. Când am înțeles iubirea, l-am înțeles și pe Dumnezeu și îl înțelegem și pe om. Și din păcate în toată această dezbatere prea puțin lipsesc chiar cuvintele, ca să nu mai spun de valoare, iubire, respect, ajutor reciproc și așa mai departe, a descoperit dimensiunea frumoasă a vieții fiecare persoane și iată să ajung și la consecințe care sunt dramatice, dar nu se rezolvă lucrurile pornind de la consecințe. Un ultim mesaj pentru părinți, pentru părinții care se întreabă, ok, acum în condițiile acestea am aflat mai multe, a fost această dezbatere, ce trebuie să fac mai mult, ce nu trebuie să fac, până unde să lăs școala, până unde să intervin. Eu, un ultim mesaj în privința aceasta. Tot i-am obișnuit pe telespectatorii noștri cu e simplu. E simplu. Părinții să se întoarcă la acele momente care i-au unit înainte de căsătorie. Când cei doi tineri ard de iubire unul față de celălalt, când nu văd nimic decât unul pe celălalt, când și-ar da viața unul pentru celălalt, e fundamental ca doi soți să păsteze mereu în atenția lor acele clipe și să revină mereu la ele. De asta se fac fotografii la nuntă și se filmează, ca să-și amintească deseori. Dacă ei și-ar aminti de acea perioadă, asta înseamnă că mereu ar reîmprospăta iubirea dintre ei. Și reîmprospătându-o, v-am spus, se înțeleg bine unul pe celălalt, inclusiv greșelile pe care le fac, le tolerează, își stau alături în momentele dificile și copilul abia așteaptă să vadă acest lucru. Și văzând cum părinții lui, lor, se iubesc, ei, copilul, că să știți, copilul trăiește din iubirea părinților. Nu din asprimea lor sau din regulile pe care le dau, din iubirea părinților. Și atunci vom avea și copii echilibrați din punct de vedere afectiv, sentimental și nu trebuie să ne temem că o să se ajungă la ceea ce
se teme legea. Copiii trăiesc din iubirea părinților. În cazul în care, un ultim mesaj, pentru că suntem pe finalul emisiunii, de partea cealaltă, un ultim mesaj pentru copiii, adolescenții, tinerii care, din păcate, și o spunem, din păcate, nu au cu cine discuta, nu trăiesc aceste valori pe care tu le-ai explicat și noi le-am exprimat aici, care sunt debusolați, dezorientați, încotro să îi îndreptăm. E foarte greu de spus aici acest lucru. Mai degrabă, aici m-aș adresa nouă preoților, educatorilor, medicilor. Noi avem misiunea de a ne apropia de acești copii și de a le arăta că nu trebuie să se teamă și să aibă încredere în noi că îi vom călăuzi pe drumul cel bun. Și să înțeleagă că, așa cum părinții, copilul pretinde de la părinți, nu? Să aibă mâncare, să aibă haine, și ei trebuie să facă partea lor. Adică să învețe, să fie buni, ceea ce e specific vârstei lor. Îți mulțumesc pentru participarea la emisiune. E clar, e o dezbatere care e foarte lungă. Noi ne propunem și următoarea emisiune să alocăm acestei teme și fără îndoială vor mai fi, nu? Dacă vor mai fi alte ocazii, te mai așteptăm în studioul nostru. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost împreună cu noi. Am încercat să deschidem un picuț orizontul, puncte de plecare pentru o reflexie și personală, dar și la nivel social, la nivel de comunitate și poate mesajul acestei emisiuni este tocmai acesta. Să mergem un picuț mai în profunzime, să ne gândim la valori, să ne gândim la binele copiilor și adolescenților și tinerilor noștri și să le oferim ceea ce îi ajută să crească cu adevărat, să crească senin, să crească bucuroși, să crească în așa fel încât la rândul lor să fie un bine pentru această societate și pentru această lume. Vă mulțumesc și vă dau din nou reîntâlnire aici, sub semnul crucii, la Polonia TV. La bună revedere!